Este informația momentului, doamnelor și domnilor, informația dimineții, descinderi de amploare chiar la această oră, la aproape o lună de la tragedia din 2 mai, polițiștii antimafia fac percheziții la prietenii șoferului criminal drogat, dar și la mama acestuia acuzată că a încercat să șantajeze martorii. Totodată dosarul se mută la București, iar la audieri la DICOT va fi adus și Vlad Pascu. Georgiana Murgil are toate detaliile. Georgiana, bună dimineața! Bun găsit, dar vorbim despre descinderi de amploare care au loc în capitală. Uitați-vă cât de mulți oameni sunt angrenați în această anchetă, pentru că vorbim, iată, despre 11 percheziții domiciliare care au loc la această oră în toată capitala. Vorbim despre o rețea de traficanți din care, iată, vindea droguri către copii de bangata, către copiii unor oameni suspuși, printre care și Vlad Pascu. Tocmai de aceea sunt vizați inclusiv prietenii săi, cei de la care ar fi cumpărat droguri, de asemenea persoanele cu care s-ar fi drogat chiar înainte de a provoca acel accident groaznic în care și-au pierdut viața doi tineri. E bine, Vlad Pascu urmează să fie adus aici la sediul DICOT Central, unde va trebui să spună exact, cu subiect și predicat, de unde a luat drogurile, când s-a drogat, cu cine s-a drogat și de când se droga. Pentru că, iată, vorbim despre încă un dosar în această speță. Pe lângă dosarul care privește tragedia aceea produsă la 2 mai, iată că vorbim și despre dosarul de trafic de droguri, pentru că anchetatorii vor să dea de urma dealerilor. Tocmai de aceea, iată, 11 persoane urmează să fie aduse aici la sediul DICOT. E bine, și mama lui Vlad Pascu urmează să fie audiată. Poate vă întrebați de ce. Ei bine, femeia este acuzată, există suspiciuni, cum că ar fi încercat să influențeze declarațiile unor martori, în așa fel încât să îmbunătățească cumva situația fiului său. Tocmai de aceea, la această oră, anchetatorii îi percheziționează domiciliul femeii și apoi urmează să o audieze pe aceasta aici la sediul DICOT. Așadar, o zi foarte grea aici va avea loc în următoarele ore, pentru că ar trebui să aflăm practic exact cine sunt cei care, iată, îi alimentează pe acești copii de bangata cu droguri în cluburile de lux din București, în restaurantele, iată, de fițe, și vom vedea exact câte rețineri se vor face.